Ultimul spectacol pilot din seria celor organizate pentru relansarea sectorului cultural-artistic a avut loc la Opera Națională din București. Spectatorii au avut acces doar cu mască de protecție și cu dovada vaccinului sau a unui test negativ pentru COVID. Deși a fost singurul eveniment de acest gen organizat în aer liber, regulile au fost respectate la fel ca în interior. Pe esplanada Operei Naționale din București, peste 700 de persoane s-au adunat pentru a asista la gala Libera Muzica. Autoritățile speră că aceste evenimente vor fi rampa de relansare a spectacolelor cu public. Se urmărește să tragem niște concluzii care să ne ajute la elaborarea unor măsuri atât sigure, dar și mult mai relaxate pentru sectorul cultural. Ne-a arătat că atât în lumea muzeală, a galeriilor, dar și în arta spectacolului, nu a reprezentat niciun risc din punct de vedere epidemiologic desfășurarea activităților culturale. Eu cred că a trebuit să învățăm pe parcurs și deja suntem mult mai înțelepți și tot ce am făcut în decursul acestei perioade au fost pași foarte siguri către o normalitate pe care o așteptăm cu toții. La normalitate speră și cei care au venit. Pentru mulți dintre ei a fost prima dată după mult timp când au stat în același loc cu sute de persoane. E primul eveniment la care particip după mai mult de un an, mai bine de un an de zile. A fost o perioadă grea, bănuiesc că pentru toată lumea, fiind obligați să stăm departe de evenimente. Îmi place, sigur, este o idee foarte bună. Foarte, foarte bună. Pentru că îmi place opera. Vă era dor de un eveniment cu public? Da, îmi era foarte mult dor, cu toate că am fost și la teatru când s-au mai deschis anul trecut, cu mască, cu... Au măști de protecție, stau la distanță unii de ceilalți și se bucură din nou de concerte. Au venit aici la Opera Națională câteva sute de persoane, iar câteva dintre ei ne-au spus că sunt aproape siguri că aici nu este o sursă de infecție cu SARS-CoV-2. Toți cei care au venit la eveniment vor fi monitorizați în următoarele două săptămâni.